Găinușa Pufroșă. Într-o zi, vulpoiul o văzu pe găinușa Pufroșu, o numi așa pentru că toate penele ei erau roșii, și din acel moment îi se făcu poftă de friptură. Fugi acasă și o instrui pe nevasta lui. Ascultă, vulpo, să pui o oală cu apă la fiert, pentru că vom avea găină la cină. De unde găină? Că nu am prins nimic, răspunse vulpea. O voi prinde eu pe Pufroșu. Apa să fie fiartă, pe când vin ca sociu pe lim. Ne vei face din ea o friptură gustoasă. Crezi că poți să o prinzi? Voi fi rapid, îmi trebuie doar un sac. Vulpoiul se întoarse la Pufroșu, pe care o prinse și o puse în sac, cu așa repeziciune că nici nu mai a avut timp să strige după ajutor. Spre norocul ei, o porumbiță, prietena găinușei, văzu cele întâmplate. Se culcă de-a curmezișul cărării și se prefăcu că avea aripa ruptă. Vulpoiul cel lacom se bucură gândindu-se că va fi bună ca și aperitiv. Puse sacul jos ca să se poată mișca în voie, se aruncă spre porumbiță, dar aceasta cu măiestrie se ferea încercând să-l atragă din ce în ce mai departe, pentru ca Pufroșu să poată scăpa din sac. Pufroșu reuși să iasă din sac și puse o piatră în locul ei, după care o luă la fugă. Porumbița, văzând că prietena ei a scăpat, își luă zborul. Vulpoiul lua din nou sacul în spinare și îl duse acasă, pentru că era sigur că găinușa se află în el. Acasă răsturnă sacul în oală. Din cauza pietrei, sări apa fiartă din oală, opărindu-l pe vulpoiul cel hain. Astfel, cei doi vulpe și vulpoi rămaseră flămânți, iar găinușa Pufroșu îi mulțumi porumbiței pentru că îi veni în ajutor și o scăpă de nenorocire.